Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovski, a făcut un apel către suceveni să participe și să se implice la alegerile pentru conducerile asociațiilor de proprietari. El a menționat că aceste alegeri au început pe data de 15 ianuarie și se vor finaliza la sfârșitul lunii martie. Viceprimarul Lucian Harșovski a reamintit că între 15 ianuarie și 31 martie sunt alegeri pentru conducerile asociațiilor de proprietari, el făcând în acest sens un apel către toți sucevenii să se implice și să se prezinte la adunarea generală a acționarilor. Cam fiecare an, între 15 ianuarie și 31 martie, au loc adunări generale la toate asociațiile de proprietari din municipiul Suceava. Această reglementare vine din legea 230/2007 și instituie această obligativitate să se facă aceste adunări generale. Adunări generale în care se discută problemele principale ale asociațiilor de proprietari, dar foarte important și conducerile acestor asociații și, mai important, spun eu, salariile și indemnizațiile care se încasează de către personalul angajat la această asociație. Fac apel la toți sucevenii să se implice la adunările generale ale acționarilor, să se prezinte, pentru că doar implicându-se pot să schimbe ceva în conducerea asociațiilor de proprietari. Totodată, Lucian Harșovski a transmis conducerii asociațiilor de proprietari să nu uite că există obligativitatea ca 80% din suceveni să semneze pentru convocarea alegerilor, amintind de asemenea că pe listele de plată trebuie să apară indemnizația președintelui, salariul administratorului și a celorlalți angajați. Legislația spune și o hotărâre de Consiliul Local din 2009, inițiată de către mine, spune clar că trebuie semnături la 80% dintre membrii asociației proprietari pe convocator, adică președintele, administratorul, femeia de servici și ceilalți care sunt la asociații proprietari, trebuie să meargă din ușă în ușă și să bată la aceste uși ale oamenilor, să primească o semnătură pentru ca această convocare să fie făcută legal. Teoretic, pentru ca adunarea generală să se desfășoare la prima întrunire, trebuie ca jumătate plus unul din numărul de locatari să fie prezenți, iar în caz contrar, la următoarea ședință, care se convoacă în minim 7 zile, deciziile se iau cu jumătate plus unul din cei prezenți. De aceea, încă o dată, cu riscul de a mă repeta, fac apel la suceveni să se implice, pentru că, așa cum știți, noi asta am impus din anii trecuți, ca pe listele de plată să se afișeze salariile, indemnizațiile celor din conducerea asociației pentru o mai bună transparență. Și de aceea, mergând la aceste adunări generale, se discută problemele care sunt în acea asociație de proprietari și, de ce nu, ajung și mai puține probleme la noi la primărie pentru rezolvare. Pentru mai multe informații referitoare la programarea adunărilor generale, se poate suna la numărul de telefon 0230212696 sau la sediul asociațiilor de proprietari.